Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media. Vă salut în Procuratura Generală și aș vrea să încep prin a vă mulțumi pentru faptul că ați dat curs invitației noastre de a participa la această conferință pe care am organizat-o împreună cu Procuratura Anticorupție și cu reprezentanții în Centrul Național Anticorupție. O conferință în care vrem să venim cu unele detalii, cu unele informații noi legate de un subiect care probabil nu am să greșesc dacă îmi spun că este cel mai mediatizat și cel mai discutat subiect în ultimii ani în Republica Moldova. Este un subiect care nu părăsește ordine de zi, atât a mass medii, cât și a dialogului sociopolitic de Republica Moldova, un subiect care permanent este pe ordine de zi a dialogului Republicii Moldova cu partenerii externi de dezvoltare. Este vorba despre investigarea fraudei bancare. Fraudă care a constituit, fără îndoială, o lovitură gravă, nu doar pentru sistemul financiar bancal al Republicii Moldova, dar pentru stabilitatea Republicii Moldova în genere, pentru imaginea externă a statului. Vreau să vă reamintesc că toate etapele investigațiilor legate de fraudă bancară, judecării cauzelor penale care vizau fraudă bancară, au fost făcute publice de fiecare dată, și atât Procuratura, cât și alte instituții de drept de abilitate cu atribuții de investigare a acestor fapte au făcut tot posibilul ca informațiile să fie ajungă la public, la societate, ca aceste informații să poată fi puse în discuții, să fie analizate. Deseori aceste discuții s-au transformat în discuții, cum vă spuneam, sociopolitice, au devenit un subiect foarte politizat. Astăzi am vrut să vă spunem că Procurorii anticorupții au reușit să elucideze o bună parte a etapelor și elementelor fraudei bancare, după care, după cum cunoașteți, de mai multe ori noi am spus că această fraudă cuprinde o perioadă începând cu anul 2007 până în 2014, este vorba de prejudiciere, fraudarea a 3 bănci comerciale din Republica Moldova, care în consecință a impus intervenția statului și alocarea mijloacelor bugetare în proporție de 13,34 miliarde de lei. S-a făcut un volum foarte mare de lucru. Astăzi putem vorbi de circa 200 de cauze penale instrumentate, majoritatea din ele finalizate sau sunt pe etapă de a fi finalizate și a fi expediate în judecat. În aceste cauze, procurorii și ofițerii anticorupție au documentat peste 200 de persoane, atât cetățenii ai Republicii Moldova, cât și rezidenți străini. S-a documentat rolul și importanța fiecăruia în această schemă infracțională, elementele latului subiective și importanța fiecăruia pentru această schemă infracțională. După cum vă spuneam, acum suntem la etapa de finisare a câtorva zeci de cauze penale, o parte din ele deja au fost expediate în instanță de judecată. Și aici vă spun un anunț important pentru dumneavoastră, că tocmai în aceste clipe, pe pagina web a Procuraturii Generale, este publicată strategie de recuperare a mijloacelor financiare din fraudă bancară. Este un document foarte detalizat și foarte concretizat de politici, de perspective care le urmează să, de pași care urmează să-i facem atât Procuratura, cât și alte instituții abilitate din Republica Moldova pentru a urmări și a recupera mijloacele bănești care de fapt au servit sau au fost produsul fraudei bancare. Am publicat această strategie deoarece am considerat că societatea, publicul trebuie să cunoască din prima sursă toți pașii care s-au făcut. În acest document foarte detalizat veți vedea etapele fraudării, veți găsi grupurile de persoane și beneficiarii mijloacelor bănești care au fost fraudate, veți vedea căile pe care le-au parcurs aceste mijloace bănești din diferite jurisdicții, din diferite bănci, țări, zone și așa mai departe.
Voi oferi în continuare cuvântul celorlalți vorbitori și anume adjunctului procurorului anticorupție, doamnei Andreeana Petrișor, după care vom oferi cuvântul domnului Bogdan Zumbrean, directorul Centrului Național Anticorupție, care vor veni cu detalii tehnice legate de etapele de investigare a cauzelor penale, etapele fraude bancare care au fost documentate până la moment, pașii care urmează a fi făcuți pentru a fi recuperate mijloacele bănești. Dar până face acest lucru, am vrut să aduc mulțumiri colegilor noștri din alte instituții de drept din Republica Moldova și nu doar, inclusiv din alte state care au colaborat cu noi eficient, care au făcut ca să fie apropiată investigarea fraudei bancare, ca să fie elucidată o mare parte din acele întrebări pe care le punem atunci când am demarat investigațiile. Vă mulțumesc și vă ofer cuvântul domnului Andrei. Mulțumesc. Bună ziua tuturor! În contextul a ceea ce a spus domnul procuror general, astăzi am venit în fața dumneavoastră pentru a prezenta o informație amplă vis-a-vis de activitatea Procuraturii Anticorupție pe cauzele penale de investigare a fraudei bancare, adică fraudarea la cele trei bănci comerciale, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Vreau să atrag atenția dumneavoastră că până la această etapă am depus eforturi destul de considerabile pe o perioadă mai bine de 3 ani de zile, unde am ajuns la etapa când deja am investigat aproximativ peste 90% din ceea ce înseamnă această fraudă bancară. De ce peste 90%? Acuși o să vedeți în partea stânga mea că prezint inclusiv cifre, date, persoane care au fost implicate în această fraudă bancară și care sunt vizate, inclusiv cu sentință de condamnare la ziua de astăzi și care sunt pe rolul Procuraturii Anticorupției pentru a fi diferite justiției în continuare. Vreau să remarc de asemenea un aspect nu mai puțin important despre faptul că pentru a ajunge la această etapă la care suntem la moment, au fost antrenați mai mulți procurori, mai mulți ofițeri CNA, inclusiv ofițeri de investigație și ofițeri de urmărire penală, care au făcut un volum de muncă enorm. Toată această schemă a fost una destul de complexă și respectiv modul de realizare acesteia îl veți găsi în strategia care este deja publicată pe site-ul Procuraturii Generale. Acolo nu veți găsi informația care este confidențială, deoarece avem ca scop să facem o recuperare a activelor care au fost fraudate, avem ca scop să identificăm toți beneficiarii fraudei bancare și avem ca scop să ducem la bun sfârșit partea de identificare a sumei care la ziua de astăzi am pus-o la etapa cea fără identificarea beneficiarilor finali, adică este o sumă care acuși am să trecem la ea și am să intru în detalii, fapt pentru care nu ne permitem să venim cu foarte multe amănunte la acest capitol. De asemenea, vreau să menționez că nu este publică nici anexele care sunt la strategie, fiindcă sunt informații confidențiale, informații cu indicarea exactă a companiilor, indicarea exactă a persoanelor fizice și respectiv a beneficiarilor, ceea ce este o etapă de activitate de viitor a Procuraturii Anticorupție, Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale și a altor instituții care, de asemenea, voi intra în detaliu pe parcurs. Deci, după cum am menționat, practic peste 90% din investigarea fraudei bancare, la acest moment am reușit să identificăm beneficiarii finali, plus la toate, un moment foarte important este că la această etapă încercăm să demarăm acțiuni și peste hotarele Republicii Moldova, prin căile legale posibile, pentru identificarea bunurilor acestor persoane care sunt vizate, deoarece cunoaștem cu certitudine că banii, de fapt, nu sunt doar în Republica Moldova, sunt și peste hotare. Bunurile sunt înregistrate pe terțe persoane afiliate celor care au beneficiat de mijloacele financiare și toată această activitate este nemijlocit descrisă în strategia noastră și respectiv urmează să fie pusă în aplicare la cel mai scurt timp posibil, reieșind din posibilitățile pe care le vom avea, inclusiv și suportul celorlalte entități implicate. Deci, după cum am menționat, punctul de pornire la identificarea fraudei bancare sunt cele două hotărâri de guvern din 2014 și 2015, respectiv ca urmare a emiterii creditelor de urgență pentru BNM și ca urmare a stingerii acelor găuri financiare formate la cele trei bănci comerciale, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, care ulterior au fost transformate în valori mobiliare în sumă de 13,34 de miliarde de lei.
Vreau să atrag atenția și să menționez că valoarea prejudiciului cauzat ca urmare a activității frauduloase la cele trei bănci comerciale, deci valoarea prejudiciului cauzat statului, este de 13,34 miliarde de lei. De asemenea, o să regăsiți și în strategie modul de descriere cum au fost, de fapt, sustrași acești bani din sistemul bancar. Două modalități tipice de sustragere au fost creditarea unor companii suspecte și, respectiv, plasările interbancare. La capitolul creditarea companiilor suspecte, o mare parte din aceste companii aveau anumite gajuri. Gajuri formate din bunuri imobile, posibil și mobile, care la această etapă au intrat în posesia băncilor comerciale, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Fapt pentru care, făcând o evaluare cele trei bănci a bunurilor care urmează să fie trecute spre vânzare, valoarea totală a acestora este de aproximativ 2,6 miliarde de lei. Până la această etapă, din mijloacele fixe și mobile, a fost recuperat aproximativ 477 de milioane de lei. Deci, din suma totală de 13,3 miliarde, sumă care este pusă în sarcină Procuraturii Anticorupției și Arbiului pentru identificare și recuperare, 2,6 miliarde de lei sunt mijloace financiare care vor fi recuperate din bunurile care sunt în posesia celor trei bănci comerciale. La această etapă, cele trei bănci comerciale sunt sub supravegherea Băncii Naționale a Moldovei și evident că este și importantă și implicarea Băncii Naționale la acest capitol. Deci, la moment, din suma de 13,3 miliarde, cele 2,6 miliarde care sunt puse pe seama BNM-ului și celor trei bănci comerciale, am rămas cu suma de 10,7 miliarde care este obiectivul trasat spre recuperare. Vreau să remarc că din aceste 10,7 miliarde, la această etapă, Procuratura Anticorupție a expediat în instanța de judecată cauze penale cu identificarea beneficiarilor finali, cauze penale unde au fost deja investigat cu certitudine prejudiciu de 5,6 miliarde de lei. De asemenea, la etapa de urmărire penală, la moment, avem alte cauze penale care se investigează suma prejudiciului de 4 miliarde de lei, deja unde avem persoane identificate și la scurt timp aceste cauze penale vor fi expediate în instanța de judecată. Deci, în definitiv, din toată suma investigată, la moment, am rămas cu 1 miliard și 60 de milioane de lei, bani care urmează să fie nemijlocit identificat cine sunt beneficiarii efective acestor mijloace financiare și cine au fost implicați în procesul sustragerii. Dacă e să facem o explicare la cauzele penale care au fost expediate în instanța de judecată și care cuprind suma de 5,6 miliarde de lei, vreau să remarc că la moment avem decizii definitive, deja pasibile de a fi puse în executare, pe următoarele cauze penale. 52 de milioane de lei. Este vorba de condamnații Rusu, compania Caravita și compania Business Estate Investment. 472 milioane de lei, condamnat fiind Filat Vladimir. 869 milioane de lei, condamnat fiind Platon Veceslav. Și sentințe de condamnare, după prima instanță, 2,7 miliarde, inculpat Ilan Șor, 10 milioane, inculpat Lucinski Kiril și respectiv aflate pe rol în instanța de fond, 1 miliard 38 de milioane, grupul Gachkevich, aici fiind format din bordul conducerii Băncii de Economii pe perioada activității lui Gachkevich, inclusiv agenți economici, și 485 de milioane lei, conducerea BC Unibanca sa. În tot procesul de recuperare urmează a fi implicate mai multe instituții ale statului. Procuratura Anticorupție și Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale sunt pilonii de bază, însă pentru a putea realiza tot ceea ce am planificat și tot ceea ce veți regăsi de fapt în această strategie, în maniera în care am putut să facem publică pentru a nu prejudicia și recuperarea și investigarea în continuare, urmează să antrenăm următoarele instituții, precum Serviciul Fiscal, Ministerul Afacerilor Interne, Agenția Servicii Publice, Ministerul Finanțelor, Ministerul Justiției, Banca Națională și, în ultimul rând, fiind vorba de Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, Centrul Național Anticorupție și deja Agenția pentru Recuperarea Bunurilor Infracționale.
Activitatea noastră de viitor, la realizarea strategiei despre care astăzi am ieșit să vă vorbim, nu va fi lăsată fără o transparență, așa cum a fost de obicei, deoarece în permanență am comunicat la fiecare etapă, cu fiecare cauză penală, care sunt rezultatele investigației, care sunt subiecții vizați și respectiv care este modul și ce am recuperat până la acest moment. În viitor, progresele de recuperare de asemenea vor fi raportate și ne-am pus ca scop să o facem semestrial. Acest lucru va fi făcut către Procurorul General. Dățile le vedeți și dumneavoastră. Din ziua de astăzi, odată la 6 luni, vom veni cu un raport în adresa dumnealui. Inclusiv, informația va fi inclusă în raportul Procuraturii Anticorupție, care este anual și respectiv va fi publicat pe site-ul Procuraturii Generale și va fi informat Parlamentul despre etapele de recuperare și progresele în acest sens. Vreau să atrag atenția dumneavoastră că tot acest volum de lucru care l-am făcut până la acest moment, nu am fost doar eu cea care am lucrat pe aceste cauze penale. După cum am menționat, a fost foarte mulți procurori, foarte mulți ofițeri din cadrul CNA-ului, a fost depuse foarte multe eforturi, deoarece volumul de muncă și miile de tranzacții care am fost nevoiți să le analizăm ne-au luat aproximativ 3 ani și ceva din activitate. Într-adevăr, nu vreau să capăt lauri în fața societății pentru faptul că am reușit să ajungem la această etapă, dar a fost o muncă deloc simplă și în viitor eu sunt sigură că de asemenea nu va fi simplă, pentru că avem trasate niște sarcini foarte certe și care avem ca scop să le realizăm și să recuperăm toate mijloacele financiare care au fost sustrase, indiferent unde se află bunurile achiziționate din acești bani sustrași, fie în Republica Moldova, fie peste hotare. Am format o echipă împreună cu Arbiu și cu ceilalți colegi din celelalte instituții care sunt vizate și suntem siguri că împreună vom reuși maxim posibil să recuperăm din bunurile sustrase. Nu am să pun accent foarte mult pe procesul de recuperare, deoarece am să cedez acuș estafeta domnului Bogdan Zumbreanu și dumnealui o să vină cu detalii la acest capitol, dar un singur lucru mai vreau să menționez vis-a-vis de, ca să nu să anticipez careva potențiale întrebări din partea dumneavoastră, grupurile implicate în această fraudă și cei care sunt vizați propriu-zis cu sentințe deja de condamnare, cu cauze expediate în judecată aflate pe rol și cele care urmează să fie expediate, au fost grupate după persoanele care au fost în fruntea băncii de economii și cele care au acționat din umbră. Deci, ca grupare, o să regăsiți în strategie, când o să faceți cunoștință cu acest document de pe site-ul Procuraturii Generale, sunt două grupări mari care au acționat, este vorba de grupul Gachkevici și este vorba de grupul Platon, Filat și Șoră. Deci pe lângă aceste persoane o să regăsiți procesul de comitere a faptei infracționale, o să regăsiți detalii cu privire la persoanele care au fost implicate și respectiv o să regăsiți toată informația cu cauzele care au fost trimise în judecată, sentințele de condamnare și nemijlocit valoarea bunurilor care au fost puse sub sechestru la această etapă. Domnul Zumbreanu. Mulțumesc, doamnă procuror, stimați reprezentanți mass media. Am onoarea să prezint în fața domnilor voastre aspecte ce țin de activitatea Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale în realizarea acestei strategii care a fost publicată pe site-ul Procuraturii Generale. Înainte de toate vreau să remarc faptul că este un succes al întregii echipe de investigare a acestui dosar. Formarea și întocmirea acestei strategii. Mesajul nostru este că nu se va lucra haotic, dar se va lucra după un plan bine determinat. Fiecare instituție responsabilă de segmentul său știe ce are de făcut și va efectua acțiunile de competență în termenii cât mai proximi. Să trec la subiect direct. Deci, procesul de recuperare a bunurilor infracționale. Rog frumos să schimbați slide-ul. Deci, procesul de recuperare a bunurilor infracționale este unul complex care constă din urmărirea bunurilor infracționale și acumularea probatorului necesar, indisponibilizarea acestor bunuri, confiscarea bunurilor și repatrierea și repararea prejudiciului și restituirea sau repatrierea bunurilor obținute pe ca rezultat a săvârșirii infracțiunii. Evaluarea și valorificarea bunurilor infracționale care vor fi stabilite și identificate de către angajații Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale se va efectua în baza legii cu privire la ARBI, codului de procedură penală și a unui regulament care urmează a fi aprobat de către Guvernul în termen proxim, conform căruia ARBI, în strict
coordonare și conlucrare cu Ministerul Finanțelor, va întreprinde toate acțiunile de rigoare, astfel încât bunurile care sunt vor fi indisponibilizate să asigure o recuperare eficientă și pe măsură a prejudiciului. Cât privește evaluarea bunurilor infracționale disponibilizate, vreau să vă spun că aceasta are loc în următorul format. Deci, evaluarea, administrarea și valorificarea bunurilor indisponibilizate în baza activității desfășurate de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale și Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, va avea loc în condițiile Codului de Procedură Penală și a regulamentului despre care am vorbit. Agenția urmează să contracteze, în acest sens, persoane fizice de drept public și privat sau juridice, specializarea cărora va permite gestionarea mai eficientă a bunurilor infracționale. Vorbesc aici despre situația în care vor fi aplicate sechestrul nu doar pe bunuri individualizate, dar pot fi aplicate sechestrul și asupra anumitor afaceri, ceea ce necesită o gestionare mai specială. În acest sens, posibil vor fi contractate anumite persoane fizice sau juridice. Rezultatele acestor acțiuni vor fi cu siguranță mediatizate, pentru că societatea să știe la ce etapă noi ne aflăm în procesul de recuperare. Cât privește valorificarea bunurilor sechestrate la faza urmăririi penale, este un segment important în activitatea de recuperare. Vă anunțăm că instanța de judecată poate dispune valorificarea bunurilor infracționale pe care au fost aplicat sechestrul la cererea proprietarului bunurilor sechestrate sau la cererea procurorului. Legislația actuală și odată cu crearea ARBI se prevede o procedură posibilă a fi demarată de valorificare anticipată a bunurilor sechestrate în lipsa acordului proprietarului și se realizează în situațiile pe care le vedeți afișate pe panou. Este vorba despre depozitarea, întreținerea sau gestionarea bunurilor sechestrate dacă necesită cheltuieli disproporționate în raport cu valoarea acestor bunuri, dacă valoarea bunului s-a diminuat cu cel puțin 10% pe parcursul unui an, dacă termenul de garanție sau valabilitate a bunurilor expiră, dacă bunuri sunt produse inflamabile, petroliere sau prezintă un alt risc sporit pentru viață și dacă bunurile sunt animale sau păsări. Referitor la măsurile de identificare și urmărire a bunurilor peste hotare, este probabil procedura care ne va dura în timp mai mult decât celelalte proceduri, fiindcă, dincolo de faptul că este o distanță până la bunurile respective, acolo unde se află ele, sunt proceduri de ordin de drept internațional și public și privat care trebuie respectate. Nerespectarea lor va putea duce la anularea acțiunilor care vor fi întreprinse. Astfel, ce va întreprinde agenția în vederea identificarea și urmărirea bunurilor de peste hotare? Deci se va efectua schimb de date și documente prin intermediul rețelelor securizate a canalelor de informații cu serviciile similare sau autorităților internaționale din cadrul statelor respective. Vor fi stabilite jurisdicțiile în care au fost transferate bunurile infracționale, destinațiile finale acestora și beneficiarii finali. Vreau să vă spun că deja au fost stabilit un cerc de jurisdicții. Din păcate, în textul agenției nu veți găsi lista exhaustivă acestor jurisdicții, deoarece aceste prevederi sunt acoperite de situația de confidențialitate. Următorul pas va fi identificarea autorităților competente din cadrul jurisdicțiilor străine în vederea inițierii procedurii de cooperare internațională. Va fi solicitată indisponibilizarea bunurilor conform standardelor internaționale și în dependență de jurisdicția abordată, după care se va trece la pe zona procesual penală. Prin comisie rogatorie va fi solicitată sechestrarea și, evident, discutată repatrierea după posibilitatea acestor bunuri sau controvalorii lor. Un alt aspect care necesită eforturi suplimentare va fi urmărirea bunurilor în ordine civilă peste hotare. În acest sens, reprezentarea intereselor statului și a persoanelor juridice de drept public în procesele civile de recuperare a bunurilor infracționale se va efectua în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cât și cu legislația statului străin. Nu excludem că și în aceste proceduri va fi contractată o companie care are practică și suficient instrumentariu pentru a duce negocierile respective cu autoritățile din jurisdicțiile unde au ajuns bunurile infracționale, fie ele imobile sau mijloace financiare. Cât privește recuperarea bunurilor infracționale indisponibilizate, cele aflate peste hotare urmează a fi repatriate în Republica Moldova sau contravaloarea lor, în dependență de caracterul și natura acestor bunuri. Se va negocia repatrierea bunurilor infracționale, care se va efectua
cu autoritățile competente străine. Termenii și măsurile indicate pentru a fi realizate sunt dictate de mai multe proceduri interdependente între ele. Nu putem vorbi că o anumită procedură ne va lua un anumit timp. Putem să spunem asta doar în ceea ce vizează activitățile întreprinse de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale. Cu siguranță vor fi situații în care anumite acte procesuale vor fi contestate în instanța de judecată, ulterior hotărârea instanței respective poate fi atacată în instanța superioară, cât națională, atât și internațională, în dependență de locul unde se află bunul care urmează a fi recuperat. De aceea, vă asigur că Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale va întreprinde tot ce stă în puteri în vederea asigurării repatrierii sau recuperării, inclusiv și repatrierii, în termeni cât mai succinți. Perioada de raportare deja s-a expus doamna procuror vis-a-vis de asta. În acest context, țin să vă mulțumesc pentru atenția pe care ați manifestat-o și interesul vis-a-vis de acest subiect, care este de o importanță vitală pentru noi. Faptul că această strategie a apărut în opinia unor voci, să spunem așa, mai târziu, se datorează faptului că nu ne dorim o muncă haotică, dar ne dorim o muncă sistemică, cu rezultat, pe care cu toți îl așteptăm și vă asigur că CNA și Procuratura Anticorupție sunt primele instituții interesate ca acest proces să demareze cât curând posibil. De această cale, sunt să vă mulțumesc și dacă aveți întrebări, la subiect vă rog. Referitor la toate afirmațiile care apar în spațiu public, comentarii și alt fel de informații furnizate de către părțile interesate, nu vreau să mă expun, m-am expus în ceea ce am prezentat public vis-a-vis de potențialele cauze care merg în curând în judecată. Avem deja documentate 4 miliarde de lei cu beneficiari efectivi care vor fi trimise în judecată la scurt timp și vom fi face public inclusiv cine sunt beneficiarii, cine merge în judecată și respectiv tot spectrul de informații care este disponibil și care putem să-l oferim societății. Nu intrăm în detalii vis-a-vis de fiecare persoană în parte pe ceea ce n-am reușit la această etapă să trimitem în judecată. Același subiect, potrivit ordonanței de încredere sub domnul Platon, i-ați atribuit o firma Zenit. Mă interesează cum ați constatat că această firmă îi aparține anume lui Platon, ținând cont de faptul că ea a fost creată în aceeași zi de câteva companii care rolul îi atribuie lui Ranșor. Deci, încă o dată repet. Învinuirea, ultima învinuire care a fost adusă lui Veceslav Platon face parte de o cauză penală care este pendinte. În momentul în care noi o să expediem în instanța de judecată cauză penală sau vom lua o decizie finală pe acest dosar, atunci vom face ori comentarii pe ceea ce a ieșit și în spațiu public. De asemenea, țin să menționez că tot ce iese în spațiu public din partea unor grupe de persoane vin doar afirmații fără probe. Ce am făcut noi astăzi a fost o relatare a activității noastre cu probe, cu documente exacte, cu ceea ce atestă cu certitudine că persoanele care au fost expediate în instanța de judecată sunt persoane implicate și beneficiari a mijloacelor financiare care le-am descris pe acest panou și ați văzut și dumneavoastră. În rest, la acest capitol, o să revenim ulterior cu comentarii pe măsură ce vom expedia în judecată fiecare cauză penală cu fiecare beneficiar din această fraudă. Păi eu am spus și nu vreau să mă repet. Găsiți răspuns la întrebare la ceea ce am vorbit anterior. Vă rog. Dar puteți să-mi spuneți suma concretă care a fost recuperată până acum și din ce bani a fost recuperată? Din vânzarea sediilor celor trebări sau altor active sau din banii care au fost furați și au fost întoarși? Repet încă o dată. Deci, o mare parte din creditele care au fost acordate de către cele trei bănci constituie nemijlocit modul de sustragere din cadrul băncilor. Respectiv, aceste credite, o parte din ele, au avut bunuri gajate. Deci, pentru că s-a dat credit, respectiv, agentul economic a lăsat un bun pentru aceste bănci. La această etapă, băncile au intrat în posesia acestor bunuri și au fost înstrăinate o parte din ele.
La moment, din câtă informație avem de la băncile comerciale, s-au realizat peste 477 de milioane de lei. Referitor la raportul CROL 2, l-am primit, examinăm acum este procesul de traducere a acestui raport și inclusiv o să este și va fi ca bază a toate investigațiile noastre de viitor. Dar de ce numele lui Platon nu supărați în raportul CROL? Nu vă supărați. V-am rugat frumos să vă expuneți dacă aveți întrebări referitor la strategie de recuperare. Când o să avem conferință de presă, sper, comun, pe subiectele care vă interesează acum dumneavoastră, cu siguranță o să vă răspund la toate întrebările. De ce cauza în care este vizat el Anșor derulează mai greu la raport cu cauza lui Platon, în care el a fost deja condamnat, și Vlad Filat, în care tot deja a fost condamnat? Eu pot să răspund de cauzele penale care sunt în procedura Procuraturii Anticorupție. Cauza lui Șor este în instanța de apel la această etapă și, respectiv, întrebarea nu este către Procuratura Anticorupție. Unul la mână, doi la mână. Ca să fim în context la prima mea sugestie. Noi suntem acum la etapa strategiei de recuperare. Dacă sunt careva întrebări pe strategie la concret, atunci rog să mi le adresați mie sau domnului Zumbreanu. În cazul în care aveți alte întrebări, care pentru dumneavoastră sunt importante și doriți mai multă informație, suntem foarte disponibili în formă scrisă, trimiteți către Serviciul de Presă a Procuraturii Anticorupției sau Procuratura Generală sau CNA și respectiv veți primi răspuns. Astăzi ne-am adunat aici pentru o altă tematică. Haideți, vă rog, să respectăm tematica care este. Vă rog. Aveți în termen limită când urmează să fie recuperați toți banii? Am indicat și termenul de raportare pe măsura ce vom evolua cu etapa de recuperare și investigare la cealaltă parte care o avem ca scop, cealaltă sumă care până la ziua de astăzi se lucrează la identificarea beneficiarilor și persoanelor vinovate. Vă rog. 4 miliarde care sunt identificate și se află în sunt investigate în cadrul acelor dosare care sunt încă pe masa procurorilor. Faceți-ne, vă rog, niște totaluri despre câte dosare este vorba, dacă sunt persoane noi vizate, nele despre care opinia publică nu știe, și dacă ne puteți face și niște aproximări, cel puțin, a persoanelor vizate care se inscrivează de la urmărirea penală, sunt fugite din țară. Deci, referitor la câte cauze penale sunt, statistica cauzelor penale o găsiți în strategie. Aproximativ sunt 43 de cauze care sunt la procedura de investigare la Procuratura Anticorupție. Referitor la statut, de asemenea, găsiți numeric pe fiecare componență de infracțiune. Este un tabel, nu vreau să vă iau din timpul dumneavoastră, este plasat deja informația oficială. Referitor la persoane care se ischivează la investigațiile Procuraturii Anticorupție, sunt și de asemenea categorie de subiecți. Fiind anunțate în căutare, pe ele, pe numele lor sunt luate mandate de arest, unele cauze sunt chiar suspendate. Referitor la etapa care m-ați întrebat despre cele 4 miliarde care am menționat, reiterez, sunt 4 miliarde unde am identificat beneficiarii acestor 4 miliarde care au fost sustrase din sistemul bancar și la scurt timp, reieșind din finalizarea practică tuturor acțiunilor de urmărire penală, vor fi expediate în instanță de judecată și veți afla cine sunt subiecții vizați în această cauză penală și mai multe detalii în dependență de ceea ce putem să vă oferim. Deci, 5,5 miliarde care sunt în instanță, astăzi avem unde au recuperat? Păi, am menționat prea la întrebarea domnului Nicoliță. Vă rog încă o dată că nu am auzit. Deci, Procuratura Anticorupție a remis comisii rogatorii în mai multe țări pe această cauză penală pentru a fi efectuate acțiuni de urmărire penală și peste hotare. Dacă există careva investigații separate peste hotare, eu nu cunosc la acest moment și nu pot să răspund la întrebare pentru că nu este competența mea. Eu pot să spun ceea ce am făcut noi și respectiv comisiile rogatorii pe care le-am expediat peste hotare și răspunsurile pe care o parte le-am primit, o parte sunt în proces de realizare. Din bunurile sechestrate, câți bani au fost recuperați? Este ultima întrebare.
Vorbesc în considerație faptul că domnul Felat a fost condamnat inclusiv și de Curtea Supremă, deci de ultima instanță, din bunurile care au fost sechestrate de la el. Câți bani au fost sechestrate? Deci bunurile nu doar că au fost sechestrate, au fost și confiscate, dacă să vorbim la cazul Felat. Această etapă sunt mai multe procese judiciare de contestații din partea avocaților dumnealui sau persoanelor interesate și până la moment nu au de fapt sunt scoase din câte cunosc eu, deoarece nu este proces pe care se ocupă Procuratura Anticorupție sau CNAO, având în vedere că este o decizie definitivă și aici intervin executorii judecătorești, este o etapă de care pe noi ne depășește, nu însă dar Ministerul Justiției este pus ca un partener la realizarea acestei strategii. La această etapă nu pot să spun cu certitudine, dar știu că sunt în proces de valorificare și respectiv înstrăinare, o parte din ele. Ce se întâmplă cu primul dosar al lui Ilan Șorbăr, în care el este, a fost pornit din mai 2015 pentru abuz în serviciu? De ce durează atât de greu? Eu am răspuns la această întrebare inclusiv pentru dumneavoastră în formă scrisă, dacă nu mă înșel, respectiv vă comunic încă o dată. Sunt mai multe acțiuni de urmărire penală care se efectuează, iar pe această cauză a fost dispusă inclusiv și expertize financiare economice, fapt pentru care o parte din investigațiile făcute pe acel dosar se regăsesc și în rezultatele care au fost astăzi prezentate în fața dumneavoastră. Noi vă mulțumim foarte mult pentru că ați venit la această conferință.